într-adevăr. Sunt prescripții care... Extintive și... Nu, nu, asta nu. E civil. Sunt prescripții generale și speciale în contextul în care eu am un conflict penal cu dumneavoastră și nu vă reclam. Nu v-am reclamat bună oară pentru... Da, s-a prescris la revedere. 3, 5, 10 ani, funcție de treaba. Dar dacă fur de la asta... Stai. Ideea era dincolo așa. Dacă eu v-am reclamat pe dumneavoastră și reclamându-vă a trecut, presupunem că termenul de prescripție era 10 ani. Da? Nu, nu. Era 5 ani. Exact, asta vreau să presupunem că era 5 ani termenul de prescripție. Nu, dar să presupunem că era 15. Mamă, nu, nu, păi nu există așa. Păi nu există, cum să nu există decât la crimă. Deci să presupunem că este 5 ani, da? Noi ne tot judecăm, se tot întrerupe termenul prescripției până se fac 10 ani de judecată. Și gata. Atunci intervine prescripția specială. Și la revedere. Și la revedere. S-a terminat cu penalul. Nu despre dar asta atenție, vorbesc. Atenție. Ceea ce spune doamna Sava este perfect adevărat. Corect. Această prescripție nu e de acum. Operat există fundamental și în vechiul cod. Existat însă, întotdeauna. Însă în vechiul cod era chiar mai ușoară. Asta deci n-a făcut nimic, doar nu, a venit, se făcea, era un lucru care se făcea în mod abuziv. Nu mai vorbim că acum Curtea Constituțională nu a venit decât să le mai spună încă o dată că trebuie să clarifice, pentru că din 2018 ei trebuiau să facă chestia asta. Mai există o decizie a Curții Constituționale, Sorin Ovidiu Bălan, și oriunde pe